înainte de a participa la emisiunea Ferma și de a forma un cuplu cu George Burcea, Viviana Sposub a avut o relație cu Radu Ciucă, fost coleg de la ProTV și asistentul lui Cătălin Măruță. Despre relația celor doi nu s-a știut nimic până acum. Înainte de a participa la emisiunea de la ProTV, Viviana Sposub a lucrat la Vorbește Lumea, asta după ce și-a dat demisia de la Antena 1. Atunci, el a cunoscut pe Radu Ciucă, asistentul lui Cătălin Măruță, cu care a avut o relație în mare secret. Nu mulți știau că între cei doi a fost mai mult decât o relație de prietenie. Cei doi au avut o relație în mare secret și s-au despărțit înainte cu câteva luni ca aceasta să participe la Ferma. Relația a fost ferită de ochii lumii, așa că nu s-au afișat niciodată împreună. În cadrul unui podcast, asistentul lui Cătălin Măruță a vorbit despre perioada în care a avut o relație cu concurenta de la Bravo I Steal Celebrities. La o întrebare, acesta a răspuns: nu vorbim de Viviana cu înșelatul, înainte, cu mult înainte ne-am despărțit, relația noastră era terminată cu câteva luni înainte să plece la fermă, nu i-am înșelat, sau nu cred. Cea care m-a înșelat cu fostul, pe care îl înșelase cu mine. La momentul ăla am zis că trecem peste, dar nu am putut, mi-a rămas în cap, nu mai aveam încredere deloc, a spus acesta. În martie 2020, Sposub și Radu Ciucă au fost surprinși în timp ce luau cina împreună într-un restaurant din zona de nord a capitalei. Cei doi însă nu au anunțat nimic la vremea respectivă. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!